Recomandați tratamentul medicamentos acasă? Da, sigur că da, mai ales asta oferă pacienților care vin la spital tratament antiviral gratuit, conform legislației naționale. Și pentru pacienții care sunt simptomatici și au un factor de risc și ajung în primele 7 zile din momentul în care debutează simptomatologia, pacienții care ajung la noi primesc inclusiv perfuzia cu anticorp. Tratamentul care până în acest moment este tratamentul susținut și de Uniunea Europeană și de toate studiile internaționale ca fiind optim și extrem de benefic pacienților cu COVID. Arbidolul este un medicament recomandat? Nu, arbidolul nu poate fi recomandat în România, nu are cum să fie recomandat nefiind avizat de Agenția Națională a Medicamentului în România. Favipiravirul? El este avizat, este administrat pacienților de mult timp deja în spitale și acesta este medicamentul pe care noi îl oferim pacienților în momentul în care vin și au indicații de favipiravir. Le recomandați celor care sunt simptomatici să ia acest medicament fără a se consulta poate cu medicul de familie? Sau? Nu au cum să ia aceste medicamente fără a se consulta, pentru că medicamentele, chiar aceste medicamente, chiar dacă nu au reacții adverse importante pentru o serie de pacienți, pot să aibă reacții adverse. De asemenea, este extrem de important ca un pacient să știe care este momentul, s-ar putea, de exemplu, către finalul de evoluție al afecțiunii, aceste medicamente să nu mai fie benefice. Trebuie să știe că aceste medicamente, în primul rând, nu au eficiență de 100%. Acest antiviral pe care noi îl recomandăm este un antiviral care nu este destinat sau nu a fost creat pentru COVID, cum sunt anticorpi monoclonali, dar este un antiviral care, pe studiile publicate până în acest moment, pare să aibă o eficiență de 70% la anumite pacienții COVID care îl iau din primul moment.